După derularea a trei etape din actuala stagiune, Gloria Berevoiești nu a rupt gura târgului așa cum și-ar fi dorit principalul finanțator Florin Proca și directorul sportiv Dan Gheorghe. Doar două remize și o victorie reușeau elevii lui Ceapraz și Durdun, prea puțin pentru pretențiile diriguitorilor clubului. A urmat însă o perioadă extrem de eficace pentru echipa din Berevoiești. Trei partide, trei victorii, maxim de puncte și galben-negri arătau ca o echipă redutabilă. După victoria la scor 7-1, obținută în fața celor din Rucăr, Gloria Berevoiești s-a deplasat la Ștefănești, unde Ciocoiu și compania s-au distrat cu gazdele, obținând un nou succes 5-1. Rovăr Cârstea cu o dublă, Bobaru, Ciocoiu și Heroiu cu câte o reușită fiecare au fost artizanii celei de-a doua victorii la rând, obținută de echipa din Berevoiești. Însă adevăratul test pentru Gloria avea să se dea pe propria arenă, etapa următoare, atunci când urma să primească vizita echipei FC Argeș-Pitești 1953. Albi-violeții, însoțiți de o mică galerie, dar foarte vocală, au început mai bine partida de la Berevoiești. Cu Iulian Tameș în teren, cel mai titrat jucător din Liga a 4-a, piteștenii au fost la timona jocului în prima repriză. După pauză însă, la doar 5 minute de la reluarea jocului, intră în scenă Jeli Mihăilescu. Metronomul de la centrul terenului reușește să deschidă scorul cu o execuție de pus în ramă, aruncând astfel asistența în aer. Bobaru, a venit Rover Cârstea, scapă mingea sub control, Năuiu. Preluare pe piept foarte frumoasă și Jeli Mihăilescu, stimați telespectatori, ce execuție poate să aibă Jeli Mihăilescu, extraordinar, stop pe piept, preluare pe piept și șut din interiorul de 16 metri cu piciorul drept. L-a învins pe portarul Vlășanu cu execuție de toată frumusețea, așadar din minutul 48 al întâlnirii, Gloria Berevoiești deschide scorul. Albi-violeții, impulsionați din tribună de frumoasa lor galerie, au alergat până la finalul jocului după golul egalizator, însă acest lucru nu s-a întâmplat. Astfel, Gloria Berevoiești reușea o victorie nesperată în fața celei mai puternice echipe din Liga a 4-a, grație reușitei lui Mihăilescu din minutul 50. Succesul în fața echipei lui Valina Stase și Iulian Tameș parcă dă aripi galben-negrilor. Deplasarea de la Priboieni, în care a dat piept cu echipa Vulturii din localitate, fiind câștigată la pas 2-0 de Gloria Berevoiești, grație celor două reușite semnate de Matei. Cele patru victorii la rând îi urcă pe Mihăilescu și compania până pe treapta a treia în clasament, la două lungimi, în spatele liderului CS Mioveni 2. La Berevoiești începea să se vorbească din nou de câștigarea seriei, obiectivul echipei la început de campionat. Însă vom vedea în edițiile următoare dacă elevii lui Ceapraz și Durdun vor putea duce lupta până la capăt.